Bună, Leu, și bine ai venit la etalarea ta pentru luna martie. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te-aș ruga să iei de aici doar mesajele care rezonează cu situația ta și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Profit de această cale și vă urez o primăvară frumoasă și fie ca sufletul vostru să renască și să înflorească odată cu natura. Prima carte, ca și energie generală, Regina de Spade. Regina de Spade mă duce aici cu gândul la faptul că o anume relație din viața voastră sau unele relații se mai răcesc în această lună, nu neapărat într-un sens negativ, în sensul că poate e o perioadă în care se dau cărțile pe față. E o perioadă în care se pune foarte mult accent pe libertate în relațiile în care sunteți. E o perioadă în care relațiile se maturizează și poate din acest motiv par din exterior ceva mai reci, însă nu-i neapărat să fie așa. De asemenea, aici cu Regina de Spade simt foarte pregnant o energie de aer, gemeni, vărsător, balanță. Acest personaj îmi spune de o dorință fantastică de libertate, așa cum v-am mai spus, și de asemenea îmi vorbește despre a te pune pe tine pe primul loc. Deci poate e o perioadă în care se anunță schimbări din acest punct de vedere pe zona voastră. După cum am mai spus-o, planetele care au fost în vărsător au fost pe casa voastră a șaptea. Deci foarte mari schimbări pe zona relațiilor, în primul rând la voi, dragii mei lei, cu siguranță încep să se simtă efectele pe parcursul lunii martie. Poate aveți de-a face cu vreo persoană mai rece, de asemenea simt aici o energie pregnantă de relații care s-au terminat, relații, nu știu, poate aveți de-a face cu vreun văduv, vreo văduvă, o persoană care a fost căsătorită, poate ați avut o relație de lungă durată și n-a mai mers și acum poate lucrurile se preiau sau vă intersectați dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem în poziția voastră, pe zona gândirii, este valetul de cupe. Valetul de cupe vorbește aici despre gândurile voastre care se îndreaptă către zona iubirii, către zona emoțiilor în această lună. Nu-i neapărat să fie de dragoste. Îi apreciați pe ceilalți. În această lună spuneți lucruri frumoase, vă exteriorizați emoțiile, poate faceți invitație, invitație la vals, cum îmi place mie să spun, poate invitați persoana iubită, mergeți undeva sau invitații și relații cu persoane din jurul vostru care sunt foarte apropiate de zona voastră emoțională. Iarăși, posibil și acest scenariu. De asemenea, poate unii lei în această lună se gândesc la un copil, să întemeieze o familie, da? Să facă un copil. Posibil și acest lucru. Valetul de cupe, de asemenea, aici îmi spune că dacă aveți copii, iarăși posibil să fiți ceva mai concentrați pe ei în această lună. Dar, repet, nu-i pentru toată lumea. Tot în poziția voastră, pe zona sufletului, este judecata. Judecata vorbește despre faptul că sunteți foarte plini de viață în această lună, pur și simplu parcă vă reînvie sufletul la viață, așa cum v-am urat eu la începutul etalării. Doamne ajută să fie așa. Poate aflați că sunteți însărcinat, dacă sunteți femeie. Dacă sunteți bărbat, poate aflați de parteneră, cine știe. Poate discutăm chiar de o relație care este ceva mai pregnant în viața voastră. Discutăm despre un nou suflet pe care îl veți avea în această perioadă. Pur și simplu simțiți că reînviați la viață, simțiți că zburați, parcă îi inspirați și pe ceilalți să se trezească din somnul lor profund și să vă urmeze în această călătorie. E adevărat, sunteți mai privilegiați, posibil să mai vedeți în jurul vostru persoane care să se bucure, însă, în mod special, sunteți vizați voi,
posibil partenerul, partenera sau și de asemenea copilul, dacă aveți copii. Dacă nu, discutăm despre un cerc aici, poate un trio, cine știe, care se revigorează, nu știu, suflă vântul și se aprinde focul mai tare acolo, dacă e vorba de un trio. Dacă nu e vorba de un trio, discutăm despre o relație de-a voastră care pur și simplu preînvie așa la viață, v-am spus. Tot în poziția voastră, ca și energie generală, este 4 de spade. 4 de spade vorbește despre dorința de a sta și a analiza foarte profund lucrurile. Poate mergeți într-o vacanță, poate vă luați liber. Poate e o perioadă în care vă odihniți mai mult. De asemenea, dacă erau cărți negative, spuneam și de o problemă de sănătate, dar poate unii lei... Na, cu toții avem probleme de sănătate, poate discutăm de faptul că în această perioadă parcă nu prea mai contează nici acest aspect, în această perioadă pur și simplu parcă doriți să vă odihniți sufletul, să faceți doar ceea ce simțiți, să vă ajute foarte mult ideea aceasta de emoție, de spiritualitate. Foarte mult vă veți axa pe acest lucru, pe pur și simplu liniștea voastră interioară și probabil din acest motiv și reînviați aici la viață și sunteți dornici să oferiți numai iubire, lapte și miere. Hai să vedem și ce e în exterior, că voi sunteți bine. De asemenea, cred că e o perioadă în care leii noștri au foarte multe ocazii de a-și vindeca sufletul, asta dacă știți că ați avut probleme în acest sens. În exterior, turnul, în exterior un eveniment neașteptat, destul de pregnant, destul de intens, vă așteaptă, dragii mei lei, sau pur și simplu acest eveniment se produce în viața unor persoane sau unei persoane din viața voastră. Acum, nu e neapărat ceva negativ, poate să fie vorba, e adevărat, și de dărmarea unor relații, unor măști date jos de pe față, dărmarea unor idei sau pur și simplu ruperea relațiilor care vă afectează. V-am spus, e o perioadă în care se triază multe lucruri, se gândește foarte mult la rece în relațiile voastre, pentru că așa e de sus. Eu tind să cred că energia aceasta a vărsătorului încă vă mai influențează. Saturn și Jupiter probabil încă sunt pe casa voastră a șaptea, deci cu siguranță încă mai fac schimbări. Tot turnul aici poate să vorbească și despre o construcție, dar aș vrea totuși să vedem și ce cărți mai apar. Poate discutăm despre o construcție nouă, despre o relație care se construiește, da? Deci dărmați ceva, dar în același timp începeți și o construcție. Hai să vedem. În poziția celelalte persoane, pe zona sufletului, este 6 de cupe. Poate aveți de-a face cu vreo persoană mai copilăroasă, aveți de-a face cu un suflet pereche cu siguranță. De asemenea, zona copiilor este foarte puternic aspectată aici la voi în exterior. V-am spus, nu e neapărat o relație de dragoste, e o relație, e o etalare despre relațiile la modul cel mai general vorbind din viața voastră. Tot acest 6 de cupe vorbește despre faptul că cealaltă persoană sau celelalte persoane tânjesc oarecum spre trecut. În ceea ce vă privește pe voi. Ce bine era odată, ce frumos era odată. Poate schimbările pe care voi le faceți sunt pur și simplu destul de mari văzute de către ceilalți. Cumva în ochii lor ceea ce faceți voi este mult. Cumva nu s-ar fi așteptat ca voi să vă schimbați, ca voi să fiți chiar așa. Tot în poziția celorlalți, pe zona mentală, este un 10 de bâte. Cealaltă persoană sau celelalte persoane au foarte multe lucruri de făcut în această perioadă. Se anunță foarte multe activități în jurul vostru, tot veți auzi de la oameni că sunt foarte ocupați, că au foarte multe lucruri pe cap, că nu pot să mai scoată cămașa, că e prea mult, că e ca o povară tot ce se întâmplă și poate din acest motiv nu văd eu extraordinar de multe conversații, extraordinar de multe discuții. Vor fi, eu nu spun că nu, dar posibil să fie ceva mai rece, ca să spun așa. De asemenea, văd că o anume persoană din viața voastră are parte de un eveniment total neașteptat care îi dărâmă nițel acolo niște lucruri pe care le-a construit pe o bază instabilă, e adevărat, și acest lucru posibil să
fac să determine cealaltă persoană să se ocupe de mai multe lucruri, să fie ceva mai ocupat, mai ocupată. Văd aici, iarăși, v-am spus, zona aceasta copiilor este foarte, foarte pregnantă, dar cealaltă persoană e ca și cum are nevoie de voi. Are nevoie, copilul din cealaltă persoană sau din celelalte persoane au nevoie pur și simplu de voi, pentru că în această perioadă devin foarte vulnerabile, foarte sensibile și voi, eu cred că îi puteți ghida oarecum. La baza pachetului avem 9 de spade, 9 de spade care, iarăși, multe gânduri, stres, insomnii, deci poate acest lucru că nu reușiți să comunicați suficient cu celelalte persoane. Vedeți că anumite relații se schimbă în viața voastră, de parteneriat, de afaceri, de dragoste, anumite lucruri se schimbă aici și tocmai din acest motiv posibil să fie ceva mai tensionată, să spun așa, relația, dar nu neapărat într-un sens negativ. Repet, cealaltă persoană pur și simplu este prinsă sau celelalte persoane din jurul vostru sunt foarte, foarte prinse cu anumite activități și atunci e normal să nu fie suficient timp pentru voi, dar posibil să conștientizați, să stați în expectativă, să gândiți lucrurile. Hai să vedem niște extensii din tarotul umbrelor. Sunt foarte curioasă în privința unor cărți din etalarea voastră. Să vedem pentru leii noștri și luna martie. Ce vor să ne spună cărțile de tarot? Hai să vedem cu acest 4 de spade din poziția voastră, cumpătarea. După cum spuneam, sunteți foarte cumpătați în această perioadă. V-am spus, analizați lucrurile foarte profund. Căutați o soluție, poate chiar luați o pauză, nu neapărat din relație, pur și simplu voi cu voi, pentru sufletul vostru, stați așa, gândiți, meditați, încercați să luați anumite decizii, ca să spun așa, dar cumva sunteți foarte pașnici, dragii mei, lei, în această lună. Ok, vreau să vedem și cu turnul despre ce e vorba aici, în poziția celelalte persoane. Luna. Ok. Și regele de monede. Da. Dragii mei lei, cealaltă persoană, nu știu, poate aveți de-a face cu vreo persoană mai tradiționalistă, o persoană mai sigură pe ea, o persoană poate ușor zgârcită, o persoană care, nu știu, pune foarte mult accent pe zona aceasta financiară. Posibil, de asemenea, nu știu, ca cealaltă persoană să fie pusă în fața unui fapt și cumva să aibă de ales. De asemenea, posibil să fie ceva, să se întâmple ceva în viața celelalte persoane, ori cu o persoană, ori cu un rac, aș putea să spun, ori chiar putem să discutăm cu o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Deci ceva se întâmplă aici, tocmai din acest motiv, cealaltă persoană este destul de bulversată, aș putea să spun. Este într-o situație destul de dificilă și poate acest lucru, și din acest motiv, relația este ușor mai rece, aș putea să spun. Hai să vedem ce e cu acest 10 de bâte. Steaua norocoasă. Da, sunt activități noi, lucruri noi pe care cealaltă persoană le face, este pusă în fața faptului împlinit. Cealaltă persoană, de asemenea, poate aveți de-a face cu vreun vărsător, cu steaua aici. Deci e ceva inovativ, poate e o persoană mai cunoscută, de asemenea, posibil și acest lucru. Poate și acest fapt o împiedică sau îl împiedică să facă anumite demersuri către voi. Dar, repet, foarte, foarte pregnantă această energie din partea celelalte persoane, acest eveniment neașteptat care va avea loc. Iar la baza pachetului avem tot 9 de spade, deci aceeași energie de aici. Repet, o relație poate ușor tensionată. Poate vă visați mai mult, poate mai discutați noaptea unul cu altul sau la modul cel mai general vorbind, relațiile din viața voastră sunt destul de agitate în această perioadă. Dar, repet, voi sunteți bine și aveți puterea necesară pentru a reuși să vă echilibrați, pentru a reuși să împăcați cealaltă persoană, pentru a reuși să-i oferiți ceea ce are nevoie. Mergem mai departe, vreau să vedem ce sfat vă dau arhanghelii
pentru luna martie, pentru dragii mei lei. Exact. Această carte îmi spune că v-ați trezit sufletul și că meritați necondiționat grația lui Dumnezeu. Iarăși, v-am spus, e o perioadă în care sunteți ghidați, o perioadă în care sunteți ca un înger, să spun așa, pentru ceilalți și aveți capacitatea de a face acest lucru, dar prin multă meditație sau pur și simplu prin multă atenție, cumva să fiți foarte atenți la ceea ce scoateți pe gură, la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, să nu interpretați la modul personal lucrurile. Ca și evenimente pregnante pe data de 1, data de 6, data de 7, data de 11, 16, 21, 26. Hai să mai vedem și la baza pachetului. Aici avem magicianul divin. Eu v-am spus că reușiți să faceți alchimie cu cumpătare aici, reușiți să echilibrați lucrurile. Reușiți să vă dați seama că să faceți diferența între iluzie și realitate, în special în ceea ce privește relațiile cu ceilalți. De asemenea, cred că vă apropiați foarte mult de zona aceasta divină în această perioadă. Iarăși date pregnante, data de 5, data de 10, data de 15, data de 25. Foarte interesant, dragii mei lei. Eu v-am pupăcit, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și încă o dată vă urez o primăvară minunată cu mult soare în suflet. V-am pupat!